După o săptămână de incertitudine în care fece Farul Constanța a fost pregătită de Ștefan Petcu, chiar dacă acesta a anunțat că va părăsi banca tehnică, echipa Fanion și-a desemnat noul antrenor. Astfel, după ce a fost refuzat de Eugen Trică, Petre Grigoraș, Ioan Zdrobiși și Nicolo Nipoli, patronul clubului Constanțean Gianni Adelcu a ajuns la un acord cu Ștefan Nanu pentru un contract pe o perioadă de 2 ani și jumătate. Fane Nanu descalecă din nou pe litoral. La 20 de ani de la primul contact cu tricoul alb-albastru, fostul fundaș stâng al marinarilor a preluat astăzi echipa Faniona Constanței, după ce a părăsit în grabă Craiova și l-a lăsat baltă pe Mititelu. Numirea a fost anunțată ieri după amiază de către patronul Gianni Nedelcum, cel care nu a reușit să-l convingă pe Eugen Trică să vină în locul demisionarului Fane Petcum. Alături de Nanu, la farul va veni și Narcis Mohora, un alt jucător care a avut o apariție meteorică și pe la Constanța. În vârstă de 46 de ani, fostul funda stânga a evoluat timp de 3 sezoane pentru FC Farul în perioada 1994-1997. Iar în cariera sa a mai jucat la Electroputere Craiova, Rapid București, Teaua București, Oțelul Galați și FC Vaslui. Ca tehnician, Nano a pregătit formații din eșalonele secunde, Fece Mepoiana, Câmpina și Minerul Motru. Iar în urmă cu câteva zile a fost numit pe Banca Tehnică a Universității Craiova după ce îndeplinise funcția de director sportiv. Criza financiară prin care trece gruparea patronată de către Adrian Mitit telul l-a determinat însă pe Nanu să renunțe la postul de antrenor și să vină la Constanța.